Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, încă o dată vă salutăm pe toți, apreciind interesul dumneavoastră pentru casa lui Dumnezeu, pentru rugăciune, cântare și predică, pentru părtășia frățească în general și pentru închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, salutăm și frații prietenii noștri de peste tot, care prin intermediul internetului sunt cu noi și se închină în casele lor. Vreau în seara aceasta, în ciclul de studii biblice, doctrinele Bibliei sau învățăturile Bibliei, să continuăm învățătura despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, mai concret despre botezul cu Duhul Sfânt, aducându-ne aminte de un verset din Scriptură care prezintă învățătura Domnului Iisus Hristos cu privire la acest subiect din Biblie. Respectiv, Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 22. Este un verset scurt, așa cum stați pe bănci. Vă rog doar să vă deschideți inima pentru Domnul și pentru cuvântul Său. Ioan, capitolul 20, versetul 22, este cuvântul Domnului din Scripturi, de la care vom pleca în această seară cu studiul nostru despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, sau mai bine zis despre botezul cu Duhul Sfânt. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Amin. Dragi frați și surori, în seara aceasta am ajuns din nou la momentul când ne dedicăm inima să cercetăm Scripturile. Și scopul nostru este să cercetăm Scripturile în vederea înțelegerii acestei experiențe care declanșează un proces spiritual în viața omului, adică umplerea cu Duhul Sfânt. Sunt teologi, oameni care tălmăcesc scrierile sfinte, care atribuie botezului cu Duhul Sfânt semnificații soteriologice, adică legate de mântuire, legate de nașterea din nou, legate de pocăință. Știți că soteriologia este partea de teologie care vorbește despre mântuire. Și sunt teologi care spun că cinzecimea, adică umplerea, botezul cu Duhul Sfânt, botezul fiind prima umplere, iar umplerea fiind toate celelalte reumpleri, atribuindu-i acestui eveniment de la cinzecime semnificații legate de pocăință, de nașterea din nou și de mântuire, adică soteriologice. Cu alte cuvinte, ei vor să spună că ucenicii care au fost în odaia de rugăciune și s-au rugat și peste care a venit Duhul Sfânt atunci, ei atunci au fost mântuiți. Asta vreau să spun când afirm că sunt teologi care atribuie cincizecimii semnificații mântuitoare, soteriologice. Unul dintre motivele pentru care ei interpretează Biblia în maniera aceasta este că ei nu acceptă, nu cred că lucrarea interioară din interiorul unui om începe cu pocăința, se continuă cunoașterea din nou, cu sfințirea, și aceasta este o lucrare de zidire a omului duhovnicesc. Ea se întâmplă în om pentru folosul lui. Scopul lui Dumnezeu nu este doar să construiască în noi omul duhovnicesc și apoi să ne abandoneze într-un depozit al oamenilor duhovnicești numit adunare. Scopul lui Dumnezeu este să ne schimbe pe noi din firesc în duhovnicesc, din păcătoși în sfinți,
și apoi să ne folosească în împărăția lui Dumnezeu, împlinind interesele sale, devenind oameni activi, lucrători împreună cu Dumnezeu, în funcție de darurile, de slujbele și de lucrările la care am fost chemați după providența lui Dumnezeu. Ei bine, oamenii aceștia care atribuie semnificații mântuitoare evenimentului de la cincizecime, spun despre Ioan, capitolul 20, versetul 22, că a fost o cincizecime mai mică, versetul biblic pe care l-am citit. O numesc ei cincizecimea ioanină, pentru că a fost scrisă de Ioan Evanghelia. Ei spun că la cincizecime ucenicii au fost născuți din nou și tot la fel și samaritenii din Fapte 8, tot la fel și Pavel din Fapte 9, tot la fel și Corneliu din Fapte 10, tot la fel și ucenicii lui Ioan din Fapte 19. Următoarele patru evenimente care vorbesc despre umplerea cu Duhul Sfânt. Ce credem noi? Noi credem că acești oameni au fost născuți din nou și botezați cu Duhul Sfânt ca o experiență separată de nașterea din nou. Noi nu credem că pocăința este o experiență asemănătoare cu botezul cu Duhul Sfânt. Noi nu credem că nașterea din nou este o experiență sau este aceeași experiență cu botezul cu Duhul Sfânt. Noi nu credem că sfințirea, justificarea ca și sfințire de moment sau sfințenia pe care un om după aceea o trăiește toată viața, împuternicit de Duhul lui Dumnezeu. Ei bine, noi nu credem că sfințirea se asociază cu botezul cu Duhul Sfânt. Noi credem că pocăința este pocăință, noi credem că nașterea din nou este naștere din nou, noi credem că sfințirea este sfințire și aceste lucruri se întâmplă în om și prin acestea el se numește mântuit, iese din împărăția întunericului și intră în împărăția lui Dumnezeu. El intră în biserica lui Dumnezeu, în biserica sfinților, este născut din nou și când se va întoarce, Domnul se întoarce și după el. Pentru că Domnul n-are decât o singură biserică și Domnul n-are decât o singură categorie de oameni născuți din nou și mântuiți, adică un popor sfințit al lui. De asemenea, noi credem că există o experiență separată de pocăință, separată și de nașterea din nou, separată și de sfințire, o experiență numită botezul cu Duhul Sfânt, prima umplere, o experiență care transferă lucrarea din interiorul omului în exterior, o experiență care mută șantierul de construcție din om în afara lui, o experiență care reorientează lucrarea lui Dumnezeu din om și pentru el, prin om, pentru alții. Pentru că acum această umplere vine într-un vas curat, într-un vas ales, într-un vas schimbat. Duhul lui Dumnezeu în plinătatea lui nu poate să vină într-un om păcătos. Duhul Sfânt ca persoană lucrează la pocăința omului prin faptul că îl cheamă, dar pocăință înseamnă reacția omului la chemarea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt alături de cuvânt contribuie la nașterea din nou. Duhul Sfânt contribuie la sfințire. Dar nu aceasta se numește umplerea cu Duhul Sfânt. Și șantierul acesta, dacă îmi permiteți, spiritual, de pocăință, naștere din nou și sfințire, care are în vedere schimbarea din păcătos în duhovnicesc, din firesc în duhovnicesc, îl predispune pe om la următoarea experiență spirituală, când Duhul lui Dumnezeu vine și îl umple. Aici nu mai e vorba de persoana Duhului Sfânt, și aici e vorba de botezul cu Duhul Sfânt. Persoana Duhului Sfânt este prezentă la pocăință, este prezentă la nașterea din nou, este prezentă la sfințire. Aceste trei lucruri, în principiu, în mod special ultimile două, nu se pot face fără Duhul Sfânt. Nu există naștere din nou fără Duhul Sfânt. Nu există sfințire fără Duhul Sfânt. Noi nu ne putem sfinți singuri, altfel Duhul lui Dumnezeu ar fi inutil, altfel cuvântul lui Dumnezeu ar fi inutil, altfel Domnul Iisus Hristos ar fi inutil. Însă Dumnezeu Duhul Sfânt, Dumnezeu Domnul Iisus și Dumnezeu cuvântul întrupat, Biblia, sunt elementele divine care acceptate de elementul uman, omul păcătos, îl schimbă pe om.
Duhul Sfânt este prezent la pocăință. Duhul Sfânt este prezent la nașterea din nou. Duhul Sfânt este prezent la sfințire. Duhul Sfânt ca Dumnezeu. Dar urmează o experiență când Duhul Sfânt îl umple pe om. E, această umplere nu este doar așa o experiență inutilă, nici opțională, ci la această experiență se întâmplă lucruri care schimbă destinul spiritual al omului. În momentul în care înțelegem scopul lui Dumnezeu cu această experiență care se întâmplă în cel pocăit, în cel născut din nou și în cel sfințit, neapărat în omul care a trecut prin aceste trei faze ale procesului mântuirii, mântuirea noi spune că e un eveniment, dar atunci când despicăm firul 4, când conceptul acesta larg de mântuire îl descompunem în piese mici, pentru ca să-l înțelegem, să ne uităm în interiorul lui, mântuirea o explicăm ca un proces, pocăință, naștere din nou și sfințire. Pentru că nu există mântuire fără pocăință, nu există mântuire fără naștere din nou și nu există mântuire fără sfințire. Elementele acestea, componente ale mântuirii, sunt indispensabile, adică imposibil fără ele. Însă când ieșim din om, din interiorul lui unde se întâmplă pocăința, nașterea din nou și sfințirea, adică mântuirea, și ieșim în afară unde se face transferul de orientare, de scop de la individ în el, prin omul mântuit la alții și fiecare este chemat la, vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt. Dar revenind la versetul din Ioan, capitolul 20, versetul 22, luați Duh Sfânt, teologia aceea de care vorbeam la început, ei spun că și aceasta este o cincizecime, dar ea este cincizecimea lui Ioan, nu a lui Luca. A lui Luca e cea din Fapte 2, a lui Ioan e cea din Ioan capitolul 20, aceasta spun ei. Ce credem noi? Noi credem că în ziua învierii, Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu ucenicii și le-a spus, luați Duh Sfânt. Însă, această afirmație a Domnului Iisus Hristos, făcută după învierea Lui, către ucenici, n-a fost o cincizecime. N-au fost acolo niciun fel de semne care însoțesc de obicei botezul cu Duhul Sfânt, așa cum ni le explică Faptele Apostolilor. Ci noi credem că această afirmație coincide cu nașterea din nou a apostolilor Domnului sau a ucenicilor Domnului. De ce credem aceasta? Ucenicii nu puteau fi născuți din nou înainte de momentul acesta, pentru că Iisus Hristos încă nu fusese jertfit pentru păcate. Nu există naștere din nou fără jertfa Domnului Iisus Hristos. Ori ucenicii care au umblat cu Domnul Iisus, au umblat cu Domnul Iisus înainte de patimile Lui. Când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pentru păcat, de-abia atunci a intrat în vigoare jertfa sa și cine crede în ea e iertat de păcate. Ori înainte de jertfa sa, n-a existat iertare de păcate prin Hristos, pentru că el încă nu fusese jertfit. Dar el după ce a fost jertfit, au trecut 3 zile când el a stat în mormânt și după aceea a înviat. După înviere a fost prima zi când se putea vorbi de mântuire prin Hristos. De mântuire prin credința în sângele său, de pocăință spre iertarea păcatelor. De aceea spun că de-abia de atunci a existat nașterea din nou a ucenicilor. Chiar dacă ei teoretic știau de împărăția lui Dumnezeu, știa de faptul că Iisus e mântuitorul și că el va face oficiu mielului din Vechiul Testament, care se jertfește pentru păcatele oamenilor, totuși Hristos nu fusese jertfit, motiv pentru care nu exista jertfa pentru păcat adusă încă. Evenimentul coborârii Duhului Sfânt în ziua cincizecimii, și acum vorbim de Fapte 2, există o singură cincizecime, este descris de evanghelistul Luca în felul următor. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic, a umplut toată casa unde erau adunați ei, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele de la 1 la 4. Luca descrie manifestările acestea exterioare care au însoțit coborârea Duhului Sfânt. Atunci când vorbim despre faptul că Ioan, capitolul 20, versetul 22, luați Duh Sfânt, nu poate fi cincizecimea,
Spunem lucrul acesta în baza următorului argument. Nu putea Domnul Iisus Hristos să dea pe Duhul Sfânt înainte ca să se urce la Tatăl. Uitați ce spune El însuși. Este nevoie să mă duc. Dacă eu nu mă duc, Duhul Sfânt nu va veni. Iată dar, mai întâi mă duc eu, vorbesc cu Tatăl și eu și Tatăl, Filiogve. Noi îl vom trimite pe Duhul Sfânt. Recitesc. Este nevoie să mă duc, dacă eu nu mă duc, Duhul Sfânt nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, eu vi-l voi trimite. Domnul Iisus Hristos încă nu s-a dus, după 50 de zile se duce. Și acum era imediat după înviere. Nu putea să-l trimită pe Duhul Sfânt, pentru că el însuși a spus: mă duc la Tatăl și scopul pentru care mă duc e să vi-l trimit pe Duhul Sfânt. El încă nu se dusese la Tatăl, era pe pământ, doar înviase dintre morți. Nu putea atunci să-l dea pe Duhul Sfânt, nu putea fi cinzecime. Încă o afirmație a Domnului Iisus Hristos. Ceea ce am citit a fost din Ioan 16:7. Spunea cuvintele acestea, continuă evanghelistul, despre Duhul Sfânt, pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, pentru că Duhul Sfânt încă nu fusese dat, deoarece Iisus nu fusese proslăvit. Proslăvirea Domnului a avut loc la înălțarea Domnului. Ori noi suntem înainte de înălțarea Domnului cu câteva zeci de zile, cu vreo 3-4 săptămâni. Ori nu putem vorbi de proslăvirea Domnului și nici de cinzecime. Iată dar că Fapte, capitolul 2, nu vorbește despre naștere din nou a ucenicilor, nu vorbește despre pocăința ucenicilor, nu vorbește despre mântuirea ucenicilor. Vorbește despre o împuternicire. Domnul Iisus Hristos le-a spus: luați Duh Sfânt. Oamenii aceștia au fost născuți din nou în baza jertfei din care el tocmai înviase fiind mort și le spune: mergeți în toată lumea, dar mai stați puțin, nu plecați. Aveți nevoie să vină Duhul Sfânt peste voi. Și când va veni Duhul Sfânt peste voi, El le spune care e scopul. Veți primi o putere. Și spune și care e motivul primirii puterii. Să vă duceți în toată lumea, începând de aici, din Ierusalim, unde locuiți voi cu familiile. Să vă duceți în toată lumea. Să treceți prin zonele care urmează, Samaria, Iudeea și până la marginile pământului. Cu puterea aceasta pe care o veți primi să mergeți până la marginile pământului. E clar în Fapte 2 motivul pentru care se dă puterea. Nu pentru pocăință. Pocăința nu are vedere cu n-are legătură cu predicarea și cu misiunea. N-are legătură cu calitatea de martor, mergeți în toată lumea și faceți ucenici. N-are legătură cu primirea unei puteri ca să fii martor, ci are legătură cu iertarea păcatelor. Pentru asta se pocăiește omul, să-i fie iertate păcatele. Ori Domnul nu îi trimite puterea Duhului Sfânt peste un om ca să fie martor, timp în care nu e iertat de păcate. Poate într-un burduf vechi să se pună vin nou, într-un om neiertat să vină puterea Duhului Sfânt și un om neiertat și nepocăit și nenăscut din nou și nemântuit să devină un predicator al lui Iisus Hristos, un slujitor în împărăție, nici de cum. Fapte 2 e un moment al împuternicirii. Împuternicirii cui? Unor oameni care au fost deja pocăiți, deja născuți din nou, deja mântuiți. Luca, care scrie Evanghelia sa dinainte de Ioan, a treia, Ioan fiind ultima, a patra, scrie și Faptele Apostolilor. Luca a scris două cărți, Evanghelia sa, cu numărul 3 între cele 4, după Matei și Marcu, înainte de Ioan, și scrie Faptele Apostolilor, prima carte de după Evanghelii. Ei, el în această carte a Faptelor Apostolilor descrie manifestările exterioare care însoțesc coborârea Duhului Sfânt ca o împuternicire. Una este persoana Duhului Sfânt care contribuie la pocăință, naștere din nou și sfințire și alta este umplerea cu Duhul Sfânt care presupune primirea de daruri, primirea de slujbe, primirea de lucrări în vederea slujirii. Pocăința are în vedere mântuirea mea, nașterea din nou are în vedere mântuirea mea și pe acestea le fac Duhul Sfânt în mine. Nu există pocăință și naștere din nou fără Duhul Sfânt. Dar umplerea cu Duhul înseamnă o abundență, o scufundare, o desăvârșire a lucrării Duhului când omul este
încapacitat, înzestrat, dotat. Îi se oferă un inventar de putere divină, pentru că acum iese în lume și nu merge în puterea lui, merge în puterea și dotat cu resursele lui Dumnezeu. Luca vorbește despre două categorii de semne. Au fost niște semne cu rol de mediatizare a evenimentului sfânt, sunet ca vâjitul unui vânt puternic. Sunet ca vâjitul unui vânt puternic. Vă imaginați un sunet care este ca și sunetul, ca și vâjitul unui vânt puternic? În general, vâjitul unui vânt puternic este înțepător la ureche și se aude, este ca și claxonul unei mașini. Așa s-a întâmplat atunci. Noi credem că a fost nevoie de acest zgomot pentru ca să se mediatizeze, adică să audă lumea și să vină la fața locului. Scopul era să vină necredincioșii, să se ridice Petru în puterea Duhului Sfânt și să predice. Și acești oameni, sub impactul Evangheliei, să întrebe fraților ce să facem. Dar cine i-a adunat la fața locului? Sunetul ca vâjitul unui vânt puternic. Oamenii au auzit și au zis, băi, dar ce se întâmplă? E ca și un avion când coboară la O'Hare și, apropiindu-se de pământ, motoarele alea două sau patru la număr fac un zgomot pe care îl auzi oriunde ești în casă. E un zgomot puternic. E, așa s-a auzit în vremea aceea. Și oamenii s-au dus de unde venea sursa acestui zgomot. Și ajungând acolo, au și văzut ceva. Nu poți să vezi de la 2 km printre străzi și printre clădiri, dar poți să auzi. Și când te duci la fața locului, dintr-o dată și vezi. De văzut vezi de aproape, de auzit auzi de departe. Au auzit sunetul, s-au dus la fața locului și când s-au dus la fața locului au și văzut. Dintr-o dată, Biblia ne spune că niște limbi ca de foc erau deasupra celor care au fost botezați. Dacă zgomotul a avut rolul mediatic să adune oamenii, limbile de foc care se vedeau au avut rolul să identifice persoanele pe care le umple Duhul Sfânt chiar în timpul acela. Beneficiarii umplerii cu Duhul Sfânt, fiecare dintre ei avea deasupra lui câte o limbă ca de foc, adică așa o flacără roșie de foc deasupra lui și puteai să știi, ăsta are, ăsta nu are, cu alte cuvinte, ăsta e botezat de Domnul, ăsta nu-i botezat de Domnul. Rolul limbilor de foc care se vedeau prin percepția ochiului a fost să identifice pe beneficiarii botezului cu Duhul Sfânt, timp în care zgomotul care se auzea prin percepția urechii a avut rolul să-i aducă pe oamenii din cetate, pe toți acolo. Băi, ce se aude? Wow, ce se aude? Hai să mergem, unde se aude? Cam în zona asta. Și de pe toate străzile veneau oameni acolo, au fost cu miile. I-a adus zgomotul lui Dumnezeu. Vă imaginați cum a organizat Dumnezeu această evangelizare? Fără afișe, afișele au fost zgomotul. Fără invitații în ziar, la televiziune și radio, invitațiile au fost zgomotul. Vedeți, în funcție de cultură, de vremea în care trăiesc oamenii, tot timpul există un soi de invitație. După moda vremii, Dumnezeu i-a invitat pe oameni printr-un zgomot ieșit din comun. Printr-un zgomot asurzitor, printr-un zgomot care a atras atenția oamenilor. Și oamenii care erau veniți la sărbătoare în Ierusalim au venit cu miile în locul acela să înțeleagă de unde vine zgomotul, fraților, e sfârșitul lumii? Și când au ajuns la locul de unde venea zgomotul, dintr-o dată, fiind aproape de clădire, au și văzut. Au văzut niște flăcări de foc, ca niște flăcări de foc deasupra fiecărei persoane care a fost botezată cu Duhul Domnului. Asta a fost o confirmare că cu oamenii aceștia se întâmplă minunea. A fost o confirmare pentru ei, iar când oamenii aceștia le-au vorbit, ei au acceptat pentru că au văzut cu ochii lor minunea lui Dumnezeu. Altfel i-ar fi desprețuit ca pe niște pescari simpli. Păi nu e el simplu pescar, nu e el sărăntocul de pescar, nu e el analfabetul sau semi-analfabetul de pescar. Ce se ridică acum cu pretenții de învățător? N-are carte, nu face parte dintre farisei, nu-i preot. Cine e el să învețe 3.000 de oameni? Dar au văzut cu ochii lor minunea, o flacără deasupra unui om și nu l-a ars. Nu mirosea păr ars. A fost o minune și asta le-a deschis inima.
Era acolo prezent Dumnezeu. Dumnezeu știe cum să deschidă inima unui om. Iar dacă nu o deschide Domnul, să știți că nimeni nu o poate deschide. Trebuie să acceptăm că pe lângă semnele acestea care au avut rolul de chemare a publicului și de convingerea publicului că cu oamenii ăștia se întâmplă ceva din partea lui Dumnezeu, dintr-o dată oamenii aceștia au început să vorbească în niște limbi care erau străine de limba evreiască. Și limbile acestea erau dialectele etnice ale oamenilor care veniseră din orașele din împrejurim, din cetățile din împrejurim, ba chiar evrei răspândiți și prin țările vecine, care vorbeau alte dialecte. Și în dialectul lor, câte un apostol sau câte doi, trei, vorbeau dialectul acesta și oamenii au fost efectiv surprinși. Ei știau că apostolii nu sunt niște oameni de carte, nu sunt cărturari care știu două, trei limbi străine. Numai oamenii învățați știu mai multe limbi, oamenii care trăiesc din carte, care studiază, care îi numim noi intelectuali. Ei, apostolii erau pescari, erau niște muncitori simpli. Ei nu erau intelectuali, n-aveau ei de unde să știe limbi străine. Și nu una, câteva. Ei, ascultătorii efectiv au fost obligați să accepte că sunt în fața unui eveniment supranatural. Și asta le-a deschis inima și mai mult. Ei înșiși spuneau, băi fraților, dar cum vorbesc cu oamenii ăștia simpli mai multe limbi străine când noi știm că ei nu știu decât una? Cum se face? Ce capacități sunt astea? Și dintr-o dată, pe fondul ăsta de mirare, de curiozitate, de întrebare, fără răspuns, se ridică Petru și spune, fraților, ascultați-mă, văd că aveți întrebări, văd că sunteți puși în uimire, că vă mirați, că sunteți curioși din calea afară, nu știți ce să credeți, unii dintre voi ajungeți chiar să blasfemiați ce se întâmplă spunând că oamenii ăștia zbeți și că sub influența alcoolului delirează. Ascultați-mă, nu e adevărat. Peste oamenii aceștia a venit ce spunea odinioară Ieremia, ce a confirmat Isaia, ce a reconfirmat Ioel, ceea ce a reconfirmat și Mântuitorul pe care l-ați omorât, adică a venit Duhul Sfânt peste ei. Petru se ridică și ia scripturile din Vechiul Testament și merge din eveniment în eveniment, din reper în reper, Ieremia, cum studiam noi cu două joi în urmă, Ieremia, Isaia, Ioel, să nu-l mai punem și pe Ezechiel și pe Ioan Botezătorul, mai țineți minte ce spunea Ioan Botezătorul? Eu nu-s vrednic, eu sunt doar, pregătesc drumul, pregătesc, dar vine în urma mea cel care va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Tot timpul, din când în când, această afirmație a fost pusă pe masă, ca să nu uite poporul. Și a pregătit, hei, nu uitați! Din nou vorbea un proroc și mai trecea vreme și din nou venea un alt proroc și reafirma învățătura. Și acum Petru spune, mai țineți minte că mereu și mereu se spunea, va veni, va veni, va veni, va veni, va veni. Ascultați-mă, a venit! Dacă n-ar fi fost semnele acelea, zgomotul ăla supranatural, cine îl putea face? În vremea nu era avioane. Cât o flacără de foc peste fiecare, ce scamator, ce magician, ce circar putea să facă asta? Și vorbirea în limbi, un om simplu să vorbească în tot felul de dialecte. Ei, aceste lucruri supranaturale, ieșite din comun, care depășesc capacitățile normale ale unui muritor, i-au obligat pe miile alea de ascultători de acolo să accepte că la mijloc este degetul lui Dumnezeu. Și atunci li s-a deschis inima. Și când Petru predică, Petru, sub inspirația Duhului, vine cu argumente din Biblie. Și spune, vă mai aduceți aminte ce a zis eu el? Uitați-vă voi, voi nu mă credeți pe mine, dar uitați-vă cu ochii, se întâmplă ce a profețit eu el. Și atunci oamenii aceia zdrobiți se smeresc în fața Domnului și se gândesc așa, ne spuneau bunicii, am auzit de la bătrâni, vorbeau părinții noștri între ei când noi ne jucam cu păpuși și cu nu mai știu ce boabe de porumb, vorbeau ei despre profeții, despre profeți. Iată dar că noi suntem generația în care se împlinește lucrarea aceasta. Și atunci, zdrobiți, smeriți, spun fraților, ce să facem? Și vine Petru cu un alt răspuns de data asta. Pocăiți-vă. Pocăiți-vă. Doi, botezați-vă. Trei, imediat vine și peste voi umplerea. Cum a venit peste oamenii ăștia pe care îi vedeți? Observați cum a organizat Dumnezeu
Această evangelizare din Ierusalim, din ziua cincizecimii, a fost o organizare extraordinară. Dumnezeu a chemat oamenii acolo printr-un zgomot puternic. Dumnezeu i-a obligat să accepte că El e prezent prin flacăra de foc care era peste fiecare. Dumnezeu i-a obligat să accepte că oamenii aceștia sunt sub puterea lui Dumnezeu prin faptul că ei, niște oameni simpli și neintelectuali și necărturari, aveau capacitate să vorbească în tot felul de dialecte etnice. Asta i-a obligat să spună, wow, aici este degetul lui Dumnezeu. Și când s-a ridicat Petru acum, inima era deschisă și a venit cu argumentele Bibliei. Oamenii ăștia au spus, ok, oprește-te, Petrule, spune-ne doar ce să facem, că vrem să facem. Și el spune, pocăiți-vă, ne pocăim, botezați-vă, ne botezăm. Și în ziua aceea spune Scriptura următorul lucru. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat 3.000 de suflete. Cum se numea numărul ucenicilor? Biserica. Ei erau biserica. Adică la biserică, în biserică au intrat 3.000 de membri dintr-o dată. Wow! Asta a fost efectul evangelizării organizate de Dumnezeu în ziua cincizecimii. Frați și surori, noi vorbim de Duhul Sfânt. Noi vorbim de minunile pe care le face Duhul Sfânt. Însă trebuie să acceptăm că ar trebui să vorbim despre lucrurile acestea cu mai multă responsabilitate. Nu ușor și nu cu motivația să ne afirmăm noi în baza acestor lucruri. Ar trebui să vorbim despre aceste lucruri atunci când se văd flăcările de foc. Că dacă nu se vedeau în vremea aceea, îi ai mâncau pe apostoli. Îi puneau pe pâine. Dacă nu se auzea zgomotul, îi făceau firimituri. Dacă n-ar fi început să vorbească în limbi și ăștia să se mire, Domnule, dar ia uite pescarul ăsta simplu, vorbește și în dialectul ăsta, și în ăsta, și în ăsta, păi numai profesorii de la, numai Gamaliel și numai știu cine știu atâtea limbi. Ăsta e un om simplu, n-a învățat decât limba lui mamă sa, de unde știe să vorbească asta? Este ușor astăzi să vorbim despre Duhul Sfânt, despre minuni, despre profeții. E foarte ușor să vorbim despre aceste lucruri. Dar vedeți dumneavoastră, atunci când noi vorbim despre aceste lucruri, ne asumăm responsabilitatea în viața noastră și între noi să se întâmple niște lucruri care sunt de dincolo de noi, care sunt din lumea lui Dumnezeu. Pentru lucrurile acestea noi trebuie să ne sfințim. Pentru lucrurile acestea noi trebuie să ne întâlnim și să ne rugăm. Niciunul dintre noi teoretic nu e împotriva acestor lucruri, dar împotriva acestor lucruri este propria noastră necredință, propria noastră nesfințire, propria noastră lipsă de la întâlnirile de rugăciune unde ar trebui să ne adunăm și să strigăm și noi cum strigau apostolii. Dar dacă noi nu venim, asta înseamnă că noi nu avem interes să venim. Dacă noi nu ne rugăm, înseamnă că noi nu avem interes să ne rugăm. Și dacă nu ne rugăm, nu primim. Dacă nu batem, nu ni se deschide. Dacă nu cerem, nu primim. Simplu! Dar noi astăzi spunem, e de vină păstorul. Păi, frați și surori, credeți că e în buzunarul meu Duhul Sfânt să-l arunc așa ca pe semințe peste biserică? Se poate fără rugăciune, fără pocăință, fără sfințire, fără unitate, fără prezență la rugăciune, fără un popor care se adună bolnav de dorința de a fi plin de Dumnezeu, obsedat? Asta e o lucrare a omului? Nu spun lucrurile acestea să spun că cineva e mai vinovat decât altcineva, nici să disculp pe cineva. Spun doar că atunci când vorbim despre lucrurile lui Dumnezeu, trebuie să vorbim despre sfințire, despre pocăință, despre apropiere de Domnul. Lucruri care se văd în relațiile noastre, se văd în comportamentul nostru, se văd în prezența noastră și nu se văd în absența noastră. Semnul fizic al prezenței botezului cu Duhul Sfânt, această experiență spirituală care nu mântuiește, nu-i dată ca să mântuiască, ea e dată unor oameni deja mântuiți, oamenii aceia sunt deja mântuiți.
Că dacă nu-ți mântuiți, înseamnă că-ți necurați și nu trimite Dumnezeu vin nou în burdufuri vechi, rupte și necurate. Dumnezeu mai întâi îl curăță pe om prin interior, îl sfințește, îl face un vas ales, un vas de cinste, un vas potrivit pentru o lucrare bună și apoi aduce resursa lucrării bune, adică pe Duhul Sfânt, care vine odată cu daruri, vine odată cu putere, vine odată cu slujbe, vine odată cu lucrări, care toate se manifestă prin omul înnoit. Cinzecimea nu are semnificații soteorologice. Cinzecimea are semnificații harismatice. Harisma de la dar, de la dăruire. Se primesc daruri. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Unuia este dat să, altuia este dat să, altuia este dat să și peste tot sunt verbe. Să prorocească, să facă semne, să facă minuni, să meargă, să vină, să se ducă, să se întoarcă, să predice, să cânte. Sunt verbe, e acțiune. Omul mântuit nu-i chema să stea, nu-i chema doar să asculte, îi chema să slujească. 1 Petru capitolul 4, versetul 10, în funcție de darul care ți s-a dat. 1 Petru capitolul 4, versetul următor, 11, în funcție de puterea credinței pe care ai primit-o. Nu toți avem aceleași daruri. Nu toți avem aceleași daruri. Nu toți avem aceleași abilități, aceleași capacități din partea Domnului. Eu ca unul care stau în tot felul de grupuri de oameni care sunt implicați în slujirea bisericii, văd pe unul care are foarte mult discernământ. Când stai de vorbă cu el, te minunezi ce gânduri adânci are. Te uiți la el și zici, Doamne, dar ce deștept e ăsta. Dar nu e vorba de deșteptăciune, că nu e deștept. E vorba de o lumină pe care Dumnezeu i-o dă lui prin, e darul de a judeca lucrurile. Altul e mai superficial, mai repezit, mai așa, băiat bun, plin de râvnă, dar n-are adâncime, pentru că nu i s-a dat lui asta. Însă el e plin de râvnă, hai, e motorul, e țuvloaia, e goarna, e hai. Sunt multe daruri, dar fiecare trebuie să facă ceva. Ăsta e trupul lui Iisus, un cap, două mâini, două picioare, o inimă, un ficat, doi plămâni și așa mai departe. Nu toți trebuie să fie ca mine, nu toți trebuie să fie ca el. Ce-am face dacă am avea un trup numai capete, ca balaurul cu nu știu câte? Și vreau să încheiem, frați și surori. Dominați de această măreție, de această supremație a Duhului Sfânt, ori de câte ori mă uit în Scriptură să îmi pregătesc gândurile pentru predică, de fiecare dată sunt zdrobit în inima mea de neputința de a înțelege în toată splendoarea pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Suntem atât de mici, ieși din comun de mici. Suntem atât de nepricepuți, din calea afară de nepricepuți. Avem atâta nevoie să ne smerim, să ne coborâm părerile despre noi, când e vorba de infinitatea Scripturilor, încât atunci când înțelegem lucrurile acestea, noi ajungem să râdem de noi și să zâmbim cum ne-am permis să credem despre noi că noi știm, că noi cunoaștem, că noi stăpânim, că noi controlăm. Aș vrea în seara aceasta să ne rugăm, Doamne, lasă în inima mea împărăția Ta, umple-mi existența de lumină, Doamne, și desăvârșește înțelegerea pe care o am cu privire la viața mea, la familia mea și la biserică. Ajută-mă, Doamne, să înțeleg unde trebuie să mă așez față de acest bărbat, unde trebuie să mă așez față de celălalt bărbat, unde trebuie să mă așez față de frații de aici și frații de frații de acolo și față de frații de acolo, încât să nu ne ciocnim niciodată unul cu altul, să nu avem motivații firești de genul, păi tu de ce ești, mă, mai mare decât mine? Să nu avem motivații de genul, fac lucrul acesta, dar de fapt scopul meu e ca să ies în relief. Ci motivațiile noastre să fie motivații sincere, curate, că Dumnezeu ne vede. Poate frații nu reușesc să identifice adevăratul motiv din inima noastră, care nu-i cinstit. Dar ce folos că reușim să luăm ochii fraților, sau ai familiei, sau ai unora dintre noi, dacă într-o zi ca mâine vine judecata lui Dumnezeu și vom pierde totul? Frați dragi, noi nu avem de luptat unul împotriva altuia și împreună împotriva diavolului, pentru că va veni stăpânul care ne va cântări pe fiecare, cum l-a cântărit odată pe Nebucadnețar și i-a spus,
tu vei mânca iarbă ca bou. Și s-a dus și a mâncat iarbă ca bou. Dar lui s-a dat harul să-i vină mintea la cap prin experiența aceasta. Dacă nouă, după o viață de stat în adunare, nu ne vine mintea la cap, când va veni judecata lui Dumnezeu, nu mai există posibilitate de pocăință, ci doar sentința. Frați dragi, noi avem un risc teribil ori de câte ori ascultăm o predică. Pentru că atitudinea noastră față de predica aceasta hotărăște cine suntem noi. Ne putem permite să criticăm cuvântul Domnului? Cu agendul acesta care îl predică, într-o zi se va judeca șeful companiei. Însă noi nu trebuie să intrăm în conflict cu predicatorul, noi trebuie să intrăm în relație cu predica. Însă de cele mai multe ori avem probleme cu predica care vine de la Dumnezeu datorită poștașului care ne-o aduce. Că n-are geanta cum vreau eu, că n-are chipiul cum îmi place mie, că n-are încălțămintea, că n-a mers pe unde vreau eu, că n-a venit, tot felul de pretenții de genul ăsta. Nu știu în ce măsură permiteți acestor cuvinte să vă ajungă la inimă. Vreau doar să vă spun în încheiere următorul lucru. Frați dragi, viața este scurtă. Grozav de scurtă. Și vine vremea când și noi, ca și Petru Dugulescu cu 2 săptămâni în urmă, poate în mod neașteptat vom fi chemați la Domnul. Unii poate vom fi în șaur, alții în pat, alții în mașină, alții la lucru, alții în adunare. Dar ne va chema Domnul când nu ne așteptăm. Dacă nu va fi într-o zi a cinei Domnului când ne pregătim special, avem o mare problemă. Vă rog în această seară, puneți la inimă aceste cuvinte, că nu le puneți în locul meu. Pocăință, apropiere de Domnul, smerenie și fiecare să înțeleagă că mântuirea e personală. Haideți să stăm la rugăciune în seara asta și să ne smerim, să ne pocăim și Duhul Domnului să fie peste noi. Amin. Vă invit să ne ridicăm. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.